Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Breazla Minerilor, episodul cu numărul 13, număr cu noroc, nu-i așa? Și vreau să... perfect, baguri vizuale și chestii. Vreau să mă apuc să-mi fac aici casa, pentru că după cum știți, acolo unde voiam să-mi fac inițial casă și-a făcut Dani fermă. Așa că o să-mi fac în partea asta. Inițial voiam să... nivelez puțin pe aici, dar mă gândesc că merge să-mi fac o căsuță cât de cât micuță pe aici. Am toate materialele necesare la mine și în plus. Ferma am făcut-o aproape în totalitate, mai aveam decât să-i pun semințe și chestii, adică cartofi. Nu prea am ce să vă arăt pentru că e tot acolo, decât că e completă. Efectiv, e funcțională, toate bune, mai trebuie să iau un hău, să încep să dau și să pun... semințe, atât că n-am suficiente semințe și o trebuiască să tot plantez. Bun, în primul și în primul rând vreau și o să mă duc să iau niște pui de pe undeva. Dacă tot au făcut băjeții pe aici KFC și... chestia asta arată chiar și mecher. Ok, o să las câte un pui. A să vă înțeleg că a mai fost cineva pe aici de curând sau din contră, n-a mai fost cam nimeni de curând pe aici. Dar foamea e mare, așa că îmi cer scuze băieți, dar trebuie să iau. Bun, pe server sunt Dani, care e afecat pe undeva pentru că nu răspunde. Și Marius și Rafa, care sunt cu treaba lor, așa că eu o să-mi văd de construcția mea. No, bun, cât mă apuc eu aici să fac o casă, aș vrea să zic ceva despre incidentul cu Stunter. Oh, da, nu știu cum să zic. N-aș fi vrut să-mi vorbesc despre chestia asta pentru că... nu prea e de mine cancanul, dar nu îmi place faptul că toată lumea, adică voi, vă luați de Leo pentru că ziceți că el a ales acest lucru, el, a lui a fost decizia, nu, deci noi suntem o comunitate și am luat decizia ca o comunitate până la urmă, s-a supus la vot și acum mai contează voturile individuale, pentru că suntem o comunitate, trebuie să ne asumăm... cum să zic, trebuie să ne asumăm deciziile ca o echipă, adică... oh, fuck, acum am realizat o chestie. Hai să ne prefacem că n-ați văzut asta. Da. Bun. Înainte să fac micuța chestie, ziceam de faza cu Stunter. Oh, doamne, deci chestia asta, incidentul cu Stunter, hai să-l numim așa, sună mai... da. Nu prea îmi face plăcere să vorbesc de asta, eu n-am nimic cu Stunter, chiar e un tip super, mă înțeleg bine cu el și de fapt cu toții ne înțelegem. Și cu toții i-am zis de mai multe ori să termine pentru că nu știu cum să mă exprim, nu făcea chiar ceva ok, adică să nu credeți că a fost prima abatere, gata, la prima abatere l-am dat afară. El a făcut mai multe chestii și... mă rog, nu eu, deci i s-a spus, bine, și eu i-am spus, adică și eu am fost, și eu am susținut această chestie, ca să nu zic de alții. Și eu am zis că, băi frate, hai, serios, ok, frate, eu nu pot să filmez cum filmezi tu, să pui două episoade pe zi, mai am și alte serii, mai am și liceu, eu am bacul... carnet, chestii, nu pot să filmez 10 episoade pe zi. Și am zis, postează și tu, nu știu, unul pe zi, nu știu cum să zic, două, mi se pare că a pus la un moment dat 3, dar nu asta contează. Ideea e că Stunter a făcut mai multe greșeli de-a lungul timpului, n-a fost taxat pentru prima lui greșeală și asta a fost, adică până la urmă i s-a zis, uite cum face, el a zis că da, pe urmă a făcut iar și iar i s-a zis, băi, termină-te și tot așa. Și până la urmă s-au gândit că, băi, hai să punem, să facem cu strike-uri oarecum, cu abateri, pentru că, na, deja devenise prea mult. Și, oricum, ce vreau să zic e că nu Leo a făcut asta, nu Leo... a luat singur decizia, noi am luat cu toții decizia și nu mi se pare corect ca toată lumea să-i sară în cap lui Leo pentru ceva ce nu a decis el decât a făcut clipul ăla să zic ce și cum ca să nu dispară pur și simplu Stunter așa dintr-o dată din serie și să nu dea nimeni explicații.
Da. Ah, cam asta aveam de zis. Mai mult nu mai am ce să zic. Nu pot să îl apăr pe Stunter, dar nici să fiu complet împotriva lui, pentru că și eu am fost de acord cu toate chestiile astea care s-au discutat, adică hai frate să nu mai postez chiar în halul ăsta. Dar până la urmă asta este. Nu o să mai discut de acest lucru, nu o să mai discut pe această temă și sper că ultima dată când o să fie nevoie să discut pe un temă așa de can-can, nu știu, prea pentru mine. Așa că, nu știu cum să zic, de acum vă convine, nu mă convine, asta e, nu mai putem să dăm înapoi. Dacă Stunter ar fi ascultat din prima și făcea ce a zis că o să facă, adică gata, fraților, termin, era altfel viața. Era stătea altfel situația. Ok, până la urmă mă gândesc să fac o casă gen mai mult din lemn și să folosesc și puțin... puțin de ăsta. Stone brick. Și mă gândesc acum cum să fac. Ok, oricum o să mai meargă încă un strat cel puțin. Da, cred că o să mai vină încă un strat de lemn. Și asta înseamnă că o să avem nevoie de mai mult lemn. Și de asemenea trebuie să găsesc ceva să pun și capodea. Și asta e cam nașpa. Și dacă tot am luat dirt-ul ăla, să astup și lacul ăsta. Bun. Da, cred că o să-l astup după, nu mai stau acum. Vreau să văd cum fac. Cred că o să fac puțin mai lungă casa, nici nu știu cum să fac. Ideea e că ce vreau să fac de la bun început, vreau să fac cumva încât să fie o scară care să ducă sus la etaj și o scară care să facă să cobori jos la parter. Deci undeva în partea asta o să fie, nu știu, ceva sală care să-ți permită să te duci și jos și sus și aici, nu știu, poate să fac un fel de storage room, adică să-mi depozitez chesturi și chestii. Sau, de fapt, nici nu știu. Cred că o să fac toată casa din loguri, ceea ce e cam nasol, dar nu-i problemă. Facem noi rost de un topor și să spargem cât mai mulți copaci. Ok, o să fie în partea asta cumva. Și apoi o să facem o scară dublă din bricuri de stone, cred. Habar n-am, dar... e o idee, să văd cum o să arate. Ok, să vină așa, tăp, 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 tăp. De fapt, dai, aș putea să fac așa. Apoi în partea asta două blocuri. De fapt, nu, stai. Să vină undeva de pe aici. De ce am făcut? Așa, să vină scara și apoi să te duci sus la etaj. Da, cred că așa o să fie. Cred că așa o să fie. Stai, aici o să mai avem nevoie de încă un strat, cum ziceam, ca să vină cumva de genul. Ceva de genul o să vină. Opa. N-am topor la mine, ceea ce e cam nasol, dar nu e problemă. Facem rost. Mergem acasă, luăm niște iron. Așa. Uf. Bine că avem pe aici o pădure de oak wood, că o să cam fie nevoie. Bun, vreau să văd cam cum o să vină până sus asta, intrarea cu scările. Pentru că ați văzut și voi că ultima dată la scară, la tentativa aia de scară, problema până la urmă problema a constat în scări, că mă ducea ca naibii sus. Ok, acum o să facem așa și cred că o să pun tot loguri până pe aici, pe undeva. Apoi două bucăți de stone break-uri și apoi iarăși lemn. Și lemn,
Nu știu exact cum o să vină, cred că așa o să vină. Da, cred că așa o să vină. Nu arată tocmai rău. Și în partea asta să fie... O să fie așa o scară în jos și fac, că n-am... Nu am pat. Stați că mă duc și să dorm până la... Mă duc până la Max. Nu cred că se supără dacă îi împrumut puțin patul. Promit să nu fac chestii necurate în el. Da. Îmi place cum a făcut Max aici scara. Bine, momentul ăla în care ajungi să fii fascinat de scări. Da. Nu știu dacă mai pot să fac ceva. Nu te mai culca. Ok. Ok. Capa. Stai. Capa. Asta e ok. Nu zic nimic. Nu zic nimic. Mă prefac că n-am văzut. O să îi las găina în pace lui Max. Și îmi văd de casa mea, care încă nu e chiar o casă ca lumea, dar e în devenire. Sper să iasă ceva ca lumea, dar ăla e un creeper. Eu ăla e un creeper. Am o sabie, am o sabie. Cum să n-am sabie? Perfect. Așa. Acum mă gândesc să fac ceva de genul să duc încă un strat așa. Nu știu. Chiar n-am nicio idee. Rămân fără lemn. Și vreau să fie, știți, și cu etaj casa. Bine, asta ar fi fost cam logic. Nu prea poți să faci mai rău. Ori faci o casă extrem de lată așa. Știți ce aș putea să fac la spate? Aș putea să fac la fel cum am făcut în partea asta. Sau aș putea să fac multe ferestre, încă nu știu cum am făcut aici, ca să arate oarecum decent. Așa. Cred că până aici o să... Și aici ne mai rămâne fix. Ne mai rămân două blocuri. Perfect, mai mult decât perfect. Da, e bine, e bine. E bine, mult mai bine decât m-aș fi așteptat să iasă. Așa. Bun. Of, și e și vacanță, mă rog, pentru unii, pentru alții nu prea. Of, norocoșilor. Eu nu prea am cum să mă bucur de vacanță, pentru că da, bacul și chestii și și sunt așa de fericit și nerăbdător să dau bacul ăla nenorocit, să scap dracu de el, să intru la facultă și să-mi vădă viață. Mă gândesc să folosesc stone brick-uri pe post de podea. Adică, gen, dacă tot le folosesc la... Mamă, da. Știu că nici nu dă bine asta lopata. Dacă tot le folosesc, stombricurile mă refer, la perete oarecum, și pe aici vă dați seama că o să vină o scară undeva, să se ducă în jos, am putea la fel de bine să folosim bricuri pe post de podea, pentru că tot avem destul de multe. Bine, nu prea se face frumos tranziția în partea aia cu peretele, dar nu e așa mare problemă. Sus să n-avem bricuri la podea. Mă rog, mie îmi place cum arată, să fiu sincer, și n-aș vrea să mai pun
prea multe chestii pentru că deja o să fie prea încărcată și efectiv, nu, eventual o să mai folosesc niște plank-uri de oak wood ca să nu o bag pe 7000 de feluri de lemne. Așa. Mai am nevoie de niște geam și mai am pus acasă, adică în cealaltă parte, care nu o să mai fie acasă în curând, am pus la căsuța aia niște nisip la prăjit, dar bineînțeles că nu o să fie gata pentru că, hei, eu sunt aici, casa e acolo, n-au cum să se facă ceancuri, n-au cum să se genereze ceancurile. Așa că nu s-au prăjit, mai mult ca sigur, și o să trebuiască să mergem, de fapt oricum o să trebuiască să mergem să luăm un topor ca să facem rost de lemn, pentru că da, că am avut eu grijă mare să am la mine tot ce-mi trebuie. Bine, de fapt inițial era altfel gândită casa, dar acum vedem ce o ieși, pentru că am o idee cât de cât ok, nu e cea mai, nu știu cum să zic, nu cred că o să fie chiar cea mai faină casă, dar e ceva. Adică, decât deloc mai bine ceva. Bun. Stai, a ajuns la fix? Holy shit, a ajuns la fix. Ok, și în partea asta o să coborâm cu scări. Și o să punem, bineînțeles, și în perete. Oh. Deci, o să facem o mină. Unde peretele o să fie făcut din cred că cu modelul ăsta. Ok, o să facem o mină destul de sexy, ce pot să zic. Pum, pum. Să văd așa cam cum o să vină. Să-mi fac o idee. Oh, perfect. Perfect, mai bine de atât nici că se putea. Hai că mai avem și noi noroc. E destul de înaltă, cam prea înaltă. Și bineînțeles că o să mai avem nevoie de o groază de bricuri. Dar nu-i problemă. Avem piatră cât să ne ajungă destul. Avem și coal pe acasă, deci nu asta. Asta să fie ultima problemă. Problema noastră să fie resursele, să zic așa. Dar o să ne fie, adică o să-mi fie mie lene să stau să fac asta, dar cred că până la urmă o să trebuiască totuși să mă, nu știu cum să zic, să mă sacrific și să fac și eu în sfârșit o chestie bine, nu? Cred că ar cam fi cazul. Ok, vreau să mă duc, de fapt, să craftez sau să nu mai craftez. Hai să vedem, facem aici cât ne mai permit resursele și după aia mă duc să fac rost de alte resurse. Bun. Mai e nevoie? Posibil. El da. El se culcă și vine ziua. Ce noroc. Ok, deci îmi ajunge. Cât să termin și etajul. Dar am suficientă sticlă. Uitați cum facem. Aș putea să fac așa încât să pot să pun și stratul de deasupra. Pentru că, de fapt, stai, că ne ajunge fix cât să terminăm etajul. Perfect. Pe bune. Stai. Ce? What? What the fuck? A dispărut bucata de sticlă. Ce naiba? Stați că o sun și pe Dani și a dat domnul că mai vorbesc și eu cu cineva. Holy shit. Perfect, am intrat și eu acum. Holy fuck, dar știu că ai răspuns rapid. Și salut. Op, ok. Deloc ciudat. Ce faci, mă? Bine, frățioare, filmezi? Da, salută-și okay. Tu lumea. Stai o secundă, bine, salut lumea.
Așa. Ah. Deci fii atent că îmi fac și o casă la spawn, ești nebun. Scuze, băi, scuze, hai că te ajut cu ce vrei, n-am știut. Adică... A, nu-i nimic, bă, las că Nu, m-am simțit aiurea că cea n-a primit comentarii are... What? Serios? Știi? Aia, pe mine m-am apucat râsul, n-am fost chiar supărat, adică știi ce... Nu, dar cred că ai stat vreo oră și mă în bala mea să faci acolo. De fapt, eu n-am stat prea mult pentru că am o super lopată și am stat 20 de minute. Dacă aveam o lopată de iron, probabil că voiam să-ți dau cu ea în cap, dar având în vedere că n-a fost mare lucru, m-am apucat râsul când am văzut. Bine, bă, hai că vin și eu ea. Pe unde îți faci casă? Stai să-mi bag și o chestie în chesturi, să te invit pe la mine pe casă. Mai știi unde era, cum se numește, mai știi unde era village-ul? A lui Andy, da, normal. Ăla, pe acolo, vine în partea aia. Să mă rog, în casa lui Andy și vezi. Da, așa că bag și eu chestii pe aici, că... Gen, azi am stat o grămadă pe breasta minerilor. Mi-am făcut și eu chesturile. Mare. Oh, super. Da, să vezi cât de fain arată, vii să vezi? Stai că o să vin. Am stat vreo două ori. Eu o să am nevoie să mai fac rost de niște lemn. Am eu, de fapt nu prea am. Și eu am nevoie, trebuie să fac o grămadă de chestii, frate, am o grămadă de idei. Ce zici, bă, fii atent, ai vrea să facem o arenă? Da, PvP? Da. Oh, ok, super. De aia cu sand, de aia cu sand, bucăți de sand, așa șmechero. Ce zici? Ui, uite, mă, nebunul. Ia ce face el înăuntru, mă. Ai gânduri mari pe aici, văd. Știu. Pe etaj cu chestii. Mă, cam bate acum că nu-mi dau seama cum aș putea să fac să scap de chestia asta, dar să arate bine. De care? Ai un topor la tine. Nu. Am o lopată. De iron, exact de iron. Am și o lopată, uite. Op! Ce dracu! Bă! Tipic ție. Tipic. Mamă, ce rapid am fost. Se vede că am făcut asta toată viața mea, așa? Da. Mamă, am breaking. Să mor tu. Da, chiar fain. Ce da. Merită să spui de asta pe lopată. Am nivelat două dealuri. Păi, ești nebun la cap. Și încă, și ai văzut cât de puțin s-a dus. Da, 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 mai puțin. De fapt, un sfert pe acolo, oricum, da, bine. Da, trebuie să fac rost de lemn și de un topor și de niște chestii și... Mai stai că vreau să mai filmez un episod și să fac rost de niște lemn între timp. Cum vrei, bă. Ok, atunci, hai că eu termin aici acest... episod, vă mulțumesc că l-ați urmărit, o să vă rebat de la următorul episod, atâta vreau să vă prezinte, la revedere din partea lui. Da, și ai uitat de faza cu like, subscribe, chestia. Ah, da, like, subscribe dacă v-a plăcut episodul și dacă vreți să mai susțineți serie și vă place, la revedere. Ok, te-ai descurcat bine, bravo. Pa, pa.